Salutare! Eu mă numesc Dinu Catansos și astăzi vreau să vă fac o prezentare despre mine și cu ce mă ocup eu. Sunt un băiat din satul SPE, raionul Anienii Noi. Acolo am copilărit, după care am plecat în Chișinău, am făcut colegiu de transporturi, am învățat 4 ani de zile acolo. După colegiu am finisat colegiu, am plecat la universitate, Universitatea UCCM, Universitatea Cooperativă Comercială din Moldova. Am început să studiez dreptul, la care nu l-am finisat, am plecat peste hotare, am plecat în Anglia. În Anglia am început să o iau totul de la zero, totul de la capăt, deoarece când eram în Moldova mă mai ocupam și cu diferite afaceri, mai făceam business, mă ocupam cu livrări de flori, cu narghileaua prin local, deci aveam o activitate cât de cât ca un student mai descurcam. După care am fost nevoit și din momente financiare, deoarece deja nu mai mergea business-ul așa cum merge de la început, am fost nevoit să plec peste hotare în Anglia. Am plecat în Anglia, am încercat un job, primul job, până când te aranjezi, până când te descurci care este situația într-o țară străină. În fine, m-am descurcat, am încercat, după care m-am mutat în alt oraș, deja acolo mi-am mai făcut niște prieteni, cunoscuți, mi-a fost puțin mai ușor. Și discutând de asemenea cu prietenii din Moldova, un prieten foarte bun, Valentin, mi-a propus o idee legată de domeniul sănătății. Desigur că de la început eram puțin sceptic acelei propuneri, deoarece este legată de network marketing, MLM. După cum știți, în Moldova este o idee cam sceptică, da? De prima dată când aud persoanele, de obicei se întorc, adică nu prea vor să aibă de-a face cu așa ceva. Și de asemenea, am fost și eu așa persoană ca și majoritatea. Nu prea. Până când, oricum, el s-a pus pe capul meu, mi-a explicat, m-a convins, hai să încercăm un produs. Am încercat eu un produs, mare rezultat nu am văzut, după care zic, hai să mai dau o șansă, să mai încerc și alt produs. Am încercat un program de hidratare. După cum lucram șofer în Anglia, eram foarte obosit. Veneam seara, nu aveam energie, eram într-o rutină, lucru casă, lucru casă. Deci, desigur că am acceptat această idee cu oportunitatea de a mă dezvolta pe viitor ca un profesionist, ca un afacerist, adică să mă dezvolt ca propria afacere. Deci, cu scopul ăsta am încercat, zic, hai să încercăm să vedem despre ce merge vorba. În fine, am încercat eu produsul dat, mi-a plăcut, am văzut niște rezultate bombă, dacă sincer, deoarece îmi dispăruse durerile de cap, aveam foarte mari dureri de cap, periodice, odată la 2, 3, 4, 5 zile aveam dureri de cap. Deci atunci când ziua când aveai dureri de cap, nu erai cu dispoziție, deci mergea ziua nu prea bine. Când am făcut programul de hidratare, desigur că mi-a dispărut aceste probleme, am început să fiu mai entuziast, să mă bucur de viață, să am mai multă energie, să discut cu toți. Deci, într-adevăr, eram o altă persoană, m-am schimbat. Ceea ce mi-a plăcut și m-am convins că, într-adevăr, produsul ăsta este de calitate, ceea ce înseamnă că dacă te ocupi cu această idee ca afaceri, este perfect. Păi, oferi un produs care într-adevăr își merită, are valoarea care o reprezintă, care o povestesc cu toți. Ok, am făcut eu am experimentat acel produs, după care deja m-am împărțit și cu toți prietenii, cu toți cunoscuții care eu la momentul dat îi aveam. Am propus și cu Nadiușa, de asemenea, cu ea a fost prima persoană cu care noi împreună am început să facem această idee. De la început a fost foarte greu, deoarece multe persoane erau sceptice, trebuia de luptat cu scepticismul ăsta, trebuia de explicat, de convins ca să încerce produsul. În fine, până la urmă, care au plecat, care au rămas, la momentul dat pot să vă povestesc că a trecut deja 2 ani de zile de când am început această afacere. La momentul dat am o cifră de afacere de peste 15.000 de euro lunar, undeva, dintre care salariul meu este în jur de 1.200, 1.300 joacă, deci este flotant și în fiecare lună este în creștere. De asemenea, și partenerul meu, Nadiușa, la fel, are un salariu și mai mare ca mine, deoarece este și mai productivă și s-a dezvoltat mai bine. Ceea ce minim, asta mă bucur foarte mult, este un rezultat superb pentru mine. De asemenea, mai avem fete care, la fel, au un rezultat nu chiar așa de mare, dar la fel se dezvoltă, crește, totul este în creștere. Ceea ce mă motivează, îmi dă încredere în mine să mă ocup mai departe cu această afacere, să dezvolt această idee, deoarece aici noi promovăm, în primul rând, modul sănătos de viață. Ce este
mai rău sau ce este mai, cum să mai exprim corect, cel mai bine este atunci când noi promovăm, în primul rând, obiceiuri sănătoase, promovăm modul sănătos de viață, luptăm cu obiceiuri proaste, deci învățăm lumea să fie, să crească într-o societate sănătoasă. Ceea ce mie îmi dă, în primul rând, o energie și mă împinge și mai mult să muncesc și să fac acest lucru. Cu toate că aș spune că pentru mine asta nu este un lucru, pentru mine asta este o plăcere. În fiecare zi, discutând cu o persoană nouă, povestindu-i, descoperind o persoană nouă, pentru mine asta este, în primul rând, o plăcere foarte mare. Eu m-am îndrăgostit total de această idee, de această afacere și, de asemenea, vreau să spun că suntem în căutare de persoane care își doresc să schimbe modul de viață, își doresc să-și înceapă propria afacere. Aici este o posibilitate superbă de a te dezvolta, de a-ți crește, în primul rând, un venit pasiv, un venit în care crește, în fiecare lună crește, totul depinde de tine. Aici nu ești la lucru, deci, în primul rând, lucrezi pentru tine. Așa că, pentru persoanele care sunt interesate în a-și dezvolta propria afacere într-un domeniu și într-o idee, în domeniu modului sănătos de viață, deci asta este o oportunitate și șansă. Da, este o șansă perfectă pentru a avea echipa noastră. Noi suntem o echipă tânără în Moldova care ne dezvoltăm, apropo, ne dezvoltăm în toată lumea, avem persoane care se dezvoltă și peste hotare, așa că sunteți bineveniți să veniți în echipa noastră.